măcar ar fi posibilități să se mai învârte odată roata. Eu tăpa ce m-aș duce pe vremea pocăinții, dar m-aș duce mai fain, că mă cunosc curbele, cunosc suișurile, cunosc coborâșurile, așa și mere de nealcoș, de numai numai. Dacă cineva caută fericirea, o poate găsi prin apropierea de Dumnezeu. Atât ați de fericit și îți prinde bucurie. Cel care o dobândește astfel, descoperă apoi că nu o poate păstra numai pentru sine. Am multe experiențe. Dacă am avea timp să povestim, într-o gospodărie țărănească din județul Maramureș, l-am întâlnit pe Simeon Man, un om harnic și înțelept, ajuns acum la vârsta de 92 de ani. Înzestrat cu un admirabil dar de povestitor, el păstrează neștearsă amintirea copilăriei, a mamei, a feluritelor întâmplări care i-au marcat viața și i-au întărit credința. Când am început să amblam picioare, bănuiesc, dar nu știu de atunci. Am țicat de multe ori. Și avem dragoste de mama și mama de mine și bunica. Povestește cu har, în fraze concise, cu elocvență și umor, firul povestirii împletindu-se din tinerețe cu bucuria apropierii de Dumnezeu, pe care o numește adeseori schimbarea inimii, pocăința. Cu dragostea cu care am pornit el la pocăință, cu aceea mai dragul mie astăzi. Pe când era tânăr și iubitor de știință de carte, un om învățat a venit în comună să vorbească despre credința în Dumnezeu pe înțelesul oamenilor de rând. Simeon Man își amintește că astfel i-a fost întâia dată îndreptat gândul spre Dumnezeu. În 1928, în comuna Fântânele, acolo a venit un plotonier major din Basarabia. Eu m-am dus, trimis de el, la omul care bate doba și anunță în comună și i-am dat 5 lei, el mi-a dat, că eu n-am avut, că eram tânăr. Și am și-o anunțat ca și o adunare generală. Toată comuna să vie și femei gravide. O citit din Evanghelie, de la Ioan, din 15, și-o vorbit. Om învățat, fost plotonier major și a început a întreba, după ce a vorbit, a întâlnit, că cine vrea să scrie o astea, domnule? Și eu m-am scris. Bunicul a fugit după mine și m-a prins de umăr și a zis, Simeone, ce faci? Zic, mă scrie o astea, domnule. Hai de jos, nu viu, bunică. Zice, știi scrie? Știu. Cum te cheamă? M-am Simeon. Nu, vreți, adică scriu eu. Am scris eu cu mâna mea. S-a bucurat. O mai venit unul. Și-a venit 11 inștă din satul acela. Apoi ne-am rugat lui Dumnezeu, cântam, am citit, am avut Biblia, am avut cărți de cântări. Și de aici s-a extins focul ca în pădure. Așa am mers. În oastea Domnului am stat până în 31. În 31 eu m-am dus la Sibiu, la preotul Trifa și l-am întrebat ce să fac, că eu am ajuns acolo, că cine crede s-a botezat și mântuit, cine nu a și-o țândit. Și de aceea eu nu știu încă să mă mai duc. Zice, fiule, dacă până acolo ai ajuns, fă-și cum te-a îndreptat Dumnezeu, dar n-o zis să mă botez, să trec la pocăiți. Și eu am trecut la, m-am botezat la pocăiți. Am fost acolo la Ilva Mnică și acolo la o adunare, mnică adunare, mnică, am văzut niște rugăciuni, zicea că-i stropșește, dar nu-i stropșit, nici pe mine nu m-a stropșit, că dacă nu mă
atingea și pe mine dragostea ce mare și nu pot să scrii, nici să vorbesc ceea ce am simțit. Și apoi am rămas la Pentecostal. Am avut un prieten în Chiuiești, când au zis că ala vrea să pocăiască, m-am pocăit și eu pe aici, s-au îmburlat o grămadă de pădure, mulți au venit la pocăință și s-au început pocăința. Păi un tic aici, un tic acolo. Atunci s-au întors la pocăință, de la oastea trecut la rândul sutelor. Urmând exemplul creștinilor din Scripturi, Simeon Man a deschis ușa casei sale câtorva consăteni care se strângeau pentru rugăciune. Într-o perioadă marcată de aprige frământări politice și restricții sociale, fiind suspectat fără niciun temei de activități comuniste, este surprins de autorități și trimis în închisoare. La sfârșitul 36 era stare de asediu. Comuniștii au prins să infiltra în țara noastră și aici și acolo cuiburi și au făcut ravaje și au arătat că sunt bombardați. Și era stare de asediu, nu era voie cum suntem noi acei, deci eu prins, eu legat și eu dus la cercetări. Au fost 46 de oameni aici. Și-a venit unul din Negârlești și a făcut cina Domnului aici, cum îi l-a pocăit, cu medicatura. Și a cinat, a împărțit cu comunicatura la tăți și cânta. Ne-au înconjurat jandarii. De la tăți și din Stoiceni au venit. Postul de la Stoiceni și ne-au înconjurat, ne-au părât niște oameni care, care au fugit, au scăpat, dar pe care au prins, apoi ne-au ciocănit. Dar pe mine eu am făcut noroc, că pe mine m-au prins ca omul căsă, desculț, în cămeșă și în izmană și cu capul ăsta eram. Pe mine m-au dus desculț, nu m-au lăsat să mă îmbărc, până în Lăpuș. În Lăpuș acolo a fost postul de jandarmi. Și a prins o noapte, i-a bătut toată noaptea pe mine și încă pe ala din Negrălești care au împărțit cina Domnului. Motivul a fost că suntem comuniști. Să spunem că unii au comuniștii puncte, cuiburi, așa adunat. Eu nici nu știam ce e comunistul, n-am fost om politic, că nici nu era om, eram tânăr. Preotul a făcut treaba asta, din Răzoare, după Lăpuș. Preotul, protopopul, cu jinerile, cu aieștia și din fântânele. A fost unul pop acotuț. Și ala a fost o știut ideolaltă, nu? Ne-a bătut pentru aia. Dar nu a fost aia, băi. Nu era drept. Și apă atâta ne-a bătut într-o noapte, s-a urât. O stat, s-a hodinit, soldații trei au fost, s-a hodinituță și apă iară mai început. Și la urmă ne-a legat cu picioarele ideolaltă și ne-a tras la meșter grindă în bucătărie. Ne-au dus în bucătărie. Că meșa am dat jos, numai izmănucăle au rămas. Și pe fratele Ilisie l-o chema. L-o dezbrăcat. Nu cu pantaloni. Și a venit bătut. Până când. Pe mine, al a fost om tare. Om puternic. Eu am căzut. Am leșinat de câteva ori, dar au pus pe mine, m-am trezit cu pătură, consol ud pe mine. M-am trezit, nu mi-a fost nimic. Și apoi ne-au luat și ne-au dus până în deși, la legiunea de jandar, de scurt, ce nealcoș am fost eu. Până acolo la legiune. Nu, acolo nu ne-au bătut. Acolo nu m-au pus mâinile la ușă. Eu cu colegul meu nu m-am mai întâlnit, era mai mare cu 4 ani ca mine. Nu m-am mai întâlnit. Păi el l-a dus cu alți jandari, pe mine cu alți, dar oameni periculoși. În Rohie am scăpat. Nu m-au bătut. În Măgoaja m-au bătut, în Chiuiești, în Cășei. Și la Cluj nu m-au bătut.
că de la, nu ne-au dus la legiune, ne-au dus direct la tren și ne-au dus la Cluj. Și acolo am primit 10 ani de pușcării. Până ce ne-am pus genunța așa pe pământ și m-a rugat lui Dumnezeu și n-am făcut, n-am dat o palmă la nimeni de cânduț. Pe 10 ani. Când am plecat din Lăpuș, o striga că suntem oameni buni de omorât. Că aici am tâlburat satile. Bate, nu am nebunit pe nimeni, numai ne-am rugat lui Dumnezeu și cântam. N-am făcut prostii. Da, așa fă viața. Când conjunctura politică postbelică a dus la putere în România regimul comunist, pentru Simion Man a apărut în plus amenințarea cu o altă persecuție, deportarea. Am avut fericirea de m-au trecut-mă pe lista cea neagră. Să mă ducă la canalul Dunării, că eu nu m-am scris în colectiv, că acolo am fost țigănii. Am gândit eu că nu-i bine. Nu m-au dus că am fost fruntaș în toate lucrurile, cu cotile, cu toate, eu n-am avut datorii niciodată. Am împărțit familii cum am putut, dar m-am achitat. M-au pus pe panou de onoare și pe mine m-au dus să mă încarce în camion. Unguri au dus mulți și români. Și între români am fost și eu. Mașina sta în drum și m-au dus. Și n-am făcut chiaburi, dar m-au băgat între caburi. Și unul dintre ei, nu știu cine a fost, de la Satul Mare, a fost de la partii, sigur, a zis, măi, nu faceți bine. Sila de Răcioc. Chema pe secretar. Mă, dar voi vă des creanga de sub picioare, dar de ce? Acolo m-a însemnat, zice, pe panou de onoare și-o dat cota de grâu, de porumb, de cartofi, de tăticele. 105 măși am avut. Și le-am achitat. Și zice, îl puneți pe panou de onoare și mă duce până acela la canalul Dunării. Dar soția a venit cu pruncii până acolo. Îți dai seama, o grupă a venit și a zis, eu mă scriu în colectiv. Și apoi el s-a scris în colectiv și ala care a zis că își taie creanga, ala a stăruit și m-a slobozit. Poate că m-a slobozat și de nu zice și am mers acasă. Printre cele câteva viețuitoare de lângă casă, un cal de talie impunătoare îi este bun ajutor la treburile gospodăriei. Simion își amintește cum, fiind odată în primejdie, calul i-a salvat viața. Nu vreau să treacă acolo, că a fost o mieză de cascadă și a răsunat ștraful pe mine, până ce a fost pocăit. Și apoi el nu a lăsat ștraful, vitele o ținut înapoi și așa a umblat ștraful pe mine. Și eu apă. Nu mi-am fost sete, dar am băut apă. Și când am văzut că el m-a scăpat de la moarte, Dumnezeu a vrut așa, o tras tare, vitele n-o lăsat, s-a ridicat un tic și am ieșit. Un tic m-a julit la umărul ăsta. Eu n-am știut, am bătrânit, dar eu n-am știut că atâta minte și atâta bunătate și prietenie are față de om. Am plecat la Satul Mare, dincolo de Satul Mare. Am avut doi cai, i-am scos caia aceea din păduri, am lucrat la lemn, i-am făcut și mi-am cumpărat doi cai. Să mă pot duce, mi-am pus pruncii, 4 prunci în căruță și am pornit la drum. Și când am fost, înainte de a ajunge la motelul ăla, orice e acolo în pădure, la groși, băi, la curba, înainte de a urca. Acolo o fetiță a avut o hemoragie de sânge și-o mierit, o albăstritate și-o zis soția, Simioane, moare Lidia.
Zice, unde o mormântăm? Întoarcem iar înapoi? Ori vorbi a ce în satul ăsta? Nu știu tine ce să fac. Zic, hai să ne rugăm. Mers acolo, încă era primăvara. Unde nu a fost apă mai multă, ne-am pus pe genunchi, am zis, și pe ce aprunci? Că patru am avut. Și am zis, ne rugăm lui Dumnezeu. Dar ne-am rugat de anume. Din tot sufletul ne-am rugat. Ne-au ascultat pe loc. Pe când am gătat rugăciunea, o prins a face cu ochii. Și o prins a face cu mânucăle. Și o prins a zâmbi la mama. Dar zic, vezi să-mi fire, că ne-a ajutat Dumnezeu și am scăpat. Ne-am cumpărat pământ, că am fost agricultor, să-mi pot ține familia. Și am stat dincolo de satul mare, în comuna Principiile Mnihai. Acolo a fost cu o familie, avea doi feciori învățători, o fată învățătoare, el director și popă. Și eu am fost chirieș acolo. Și un străin. Se uitau oamenii la mine ca la cioară. Că n-am cunoscut, n-am avut pe nimeni acolo. Am cunoscut frunza și iarba, de aceea eu fost și aici. După ce mi-au schimbat numele, omul ăla cu cai și mari și coptici și mulți. Că am avut 13 prunci. Dar am dus bine. După 2 ani, așa s-a vâjit. M-am dus la oraș cu mălai, 5 măști de porumb am dus și 5 de cartofi. Și acolo atâta era de vândut. N-am vândut nici un bob de mălai, nici cartofi. Pe spatul târgului a venit un maghiar și m-a întrebat pe limba maghiară că ce am de vândut. Păi zic, ia aici răsaci, cartofi, mălai. Hei, de ce trebuia, dar nu în bani. Mine, altul, cunoscut de-a lui, zice, Bela, de-ară ceacă. Bine, și Bela acolo, mă, om ăsta are mălai, n-ai tu să mă împrumut, nu, că nici eu n-am bani. Mai vine un frizer, ăștia doi foșuștări, mai vine un frizer. Și-o zis, dacă eu i-aș da cartofi și mălaiul la itri, îl cumpără tot, dar numai peste 2 săptămâni. Și i-am dat la ei. L-am dus acasă. Și de acolo s-a început pocăința. Ei nu mi-au dat banii și apoi m-am făcut către ei când m-am întâlnit cu ei. Dacă nu veniți duminică cu banii la mine acasă, le-am dat adresa, o încurcat. O venit cu biciclete. La domnii, era numai la săraci. Nu. Frizerul i-a fost pusă la rând, i-a fost frizărită, fain, dar era hitioni, așa ca mine. Și i-am spus la soție, zic, Zamfiră, te pregătești că mâine avem 3 oaspeți. Dar ce oaspeți? La cei la care le-am dat mălaiul și cartofii. Eu n-am știut că și așa se predică Evanghelia. Când ne-am pus la masă, masă lungă am avut, că am avut familie mare, noi ne-am rugat lui Dumnezeu. Cum am știut noi? Ne-am rugat lui Dumnezeu și oamenii aceia n-au văzut așa ceva. Da. Și-au zis, ce fedești Dumnezeu? Hive, dar ce pocăit ești? Pentecostal. Și de acolo o fomusă să-i umblu la satul mare tot la 2 săptămâni. Că nu putem. Și așa la o ființă, pocăința în satul mare. Ca pe ei au strâns unguri mai mulți, prieteni de-a lor. Și eu mă ducem acolo cu familia și cântam pe românește și au fost între ei oameni cu carte, știi, și au scris cântări și au învățat și românește mai bine. Și da, așa am format
și am închiriat o casă și s-a început biserica în satul mare. Persecuția aspră, închisoarea, bătăile, deși îi vor lăsa urme în trup pentru restul vieții, nu au reușit să-l determine să renunțe la credința în Dumnezeu. Urmele loviturilor pot fi asemănate cu niște medalii care să îl încurajeze pe calea credinței. Le poartă însă cu modestie, așa încât să nu se mândrească cu ele. N-am renunțat la credință că am ajuns până acolo cu convingerea că aia este surplăti. N-am primit încă nimic răsplat, dar surplăti bine odată. Și-o trecut. Am metalii, aici am dat o coastă rupte, alții le poartă aici pe chept, eu aici, pe ghidețul, pe sucameșă. Dar s-o întrebat, s-o sudatuță și e bine. Ca pe unul încredințat că răsplata o va primi de la Dumnezeu, l-am întrebat pe Simeon Man cum se gândește la veșnicie. Cum gândesc cu așip atunci? Bine, nu mă tem. Nu că am fapte, dar știu cât e bun Dumnezeu. Ce n-am putut face, El iartă. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne veci. Și s-or deosebi oamenii de olaltă cum să deosebesc stele pe cer, una de alta. Dacă ai fost mai strălucit ca altul, ai răbdat mai mult, ai făcut mai mult, eu numai să trec pragul, nu să fiu aproape de împărăție, să intru dincolo, apoi la ușă, acolo unde stă mătura, nu nimic, acasă. Că acasă și în colț unde stă mătura, e cald, e bine, numai într-un colț, dar e bine.